Cimitirul Sfântul Ștefan, cunoscut și sub numele de Cimitirul de la Pădure, a intrat într-un amplu proces de reabilitare. Vor fi renovate atât construcțiile din incinta cimitirului, cât și aleile de acces. La acoperiș, cine lucrează? Da? Deci e totul pregătit pentru a pune tabla. Am trebuit să vă pregătim puțin. Cine e responsabil pe cine aveți de șeful vostru aici? Eu. Tu ești? Trebuie să vă pregătiți puțin cu tabla să nu ne prindă vreo ploaie aici. Da. Da. Ai idee că o să vină? Când sunt în acesta. Săptămâna acesta. Da. Deci, trebuie vorbit, mai discutat cu ei să aducem să nu... Aveți o idee cam când terminăm aici? Când vom mai ia? Unde e? Având în vedere numărul mare de oameni care au ridicat această problemă municipalității, edilul orașului Marius Creciu s-a implicat și în rezolvarea acestei probleme. Avem o serie de lucrări la cimitirul de la Pădure, cum îl știu severinenii, cimitirul Sfântul Ștefan. Am hotărât anul acesta să intrăm și să reabilităm toate clădirile care le avem la în acest cimitir. Vorbim de sala de pomeniri, vorbim de capelă, clădirile administrative, mai avem undeva în spate și niște alei pe care le vom betona. Era timpul și normal să intrăm și aici. În momentul actual nu mai există foarte multe locuri disponibile în acest cimitir, dar edilul municipiului va face tot ce stă în putință pentru a găsi o altă locație. Erau necesare pentru că nu s-a făcut din 2004 de când e dat cimitirul în folosință, nu s-a reabilitat absolut nimic și erau necesare aceste lucrări ca să poată să fie folosit de oameni cum trebuie. Ce alte lucrări ar mai fi necesare aici în zonă? Păi a spus domnul primar că o să betonăm alei, o să facem sala de pomeni, sala de capela și celelalte clădiri administrative. Indiferent de domeniu, implicarea unui primar gospodar este importantă având în vedere diversitatea problemelor pe care cetățenii le au.